Bună ziua, stimați reprezentanții presei, stimați concetățeni. Iată că a trecut jumătate din acea lună de campanie electorală și deja putem trage unele concluzii despre manipulările grosolane, despre încălcările și fără de legile admise de candidatul cu stea în frunte, Igor Dodon. Vedem că în aceste câteva săptămâni, dumnealui, fiind în disperare totală în urma vizualizării celor multiple sondaje despre care spune el că le face în fiecare săptămână, dar uită să le pună și în rapoartele financiare la CEC, acolo vede foarte clar că dumnealui nu are nicio șansă. Și până și curatorii săi au înțeles că nu mai merită probabil să lupte onest și de aceea se dedau manipulărilor, încălcărilor legislației, despre care vom vorbi astăzi în detaliu. Dar, în general, senzația, mai ales în ultimele zile, este că atât Chicu cât și Dodon se comportă ca și muzicienii de pe Titanic. Corabia se scufundă, iar unul dansează la nuntă, altul hrămuiește, au renunțat total să lupte cu pandemia. În spitalele locuri deja nu mai sunt, iar la Spitalul Republican ajung să se trateze doar cei cu stea în frunte, adică cu bani mulți. Și Dodon, împreună cu Chicu, au o singură preocupare acum. Alegerile. Soarta cetățenilor, sănătatea lor, viața lor, nu-i mai interesează. Doar un lucru contează pentru ei. Să încerce să se agațe de putere. Iar această disperare se vede foarte clar în această campanie. Manipulările prin intermediul holdingului de presă al lui Dodon, care de dimineață până seară tirajează minciuni sfruntate la adresa oponenților. Trolii care au împânzit internetul, plătiți din bani grei, din culioc. Până și campania electorală în teritoriu, nu prea vedem colegii din PSRM, care îi oferă pe cât pot resursele partidului, dar Dodon este nevoit să angajeze la greu tineri, inclusiv minori, pentru a-i face campanie. Pentru că până și membrilor de vârf a partidului le este rușine să facă campanie pentru Dodon. Nemai vorbind de cei tineri care împart pliante aduși cu autobus în fiecare localitate. Și când îi întreabă cetățenii, nu vă este rușine să faceți campanie pentru culioc? Ei dau capul în pământ. Evident că le este rușine. Dar pentru un ban, o fac. Pentru că în acești 4 ani, Dodon a dus la sapă de lemn întreaga țară. Și tinerii sărăciți sunt nevoiți să se înjosească, făcând campanie, plătiți pentru acest culioc. Mai mult decât atât. Și poliția încalcă legislația când într-o localitate amendează cetățenii pentru că pun afișaj electoral pe propriul gard, pe proprietatea privată a cetățeanului, iar în altă parte nu amendează. Noi nu avem resurse să folosim holdingul mediatic, așa cum folosește Dodon, să împânzim internetul, așa cum împânzește Dodon cu banii pe care îi are. Și noi amendăm pe oamenii de bună credință să facă sincer campanie pentru noi. Iar Dodon, având atâția bani, stau și mă întreb, chiar nu are ce face cu banii? Dacă are atât de mulți bani, ar fi bine să doneze la un centru COVID, unde oamenii mor cu zile, din cauza lipsei de medicamente, din cauza condițiilor complicate. Pentru că vedem noroc de Moldexpo, că nu l-a privatizat Dodon pe tot. Și mai este acolo un centru COVID mare. Dar Dodon, vă aduceți aminte în campanie, înainte de începerea campaniei electorale, mergea și dădea diplome medicilor. Unora până și medalii le-a dat, ordine, conducătorilor de la minister. Pe când doamna Sandu mergea și dădea echipament atât de necesar spitalelor din țară. Aparate de oxigenare,
Iar Dodonic făcea haz. Că vedeți că cineva poartă mască. Iar acum, când situația epidemiologică este așa cum este, Dodon continuă să se comporte absolut iresponsabil. Și această iresponsabilitate este reflectată evident și în sondajele de opinie. Acele autentice, nu acele pe care le aruncă el în spațiu public, a sociologilor și demografilor de buzunar. Și fiind de cunoștință de cauză, fiind într-o totală disperare, ajunge să implementeze unele tehnologii noi de manipulare a cetățenilor. Prin telefonarea acestora, prin manipularea directă. Pentru că, după cum spuneam, are mulți bani și nu are ce face cu ei. Poate ar fi bine să-i doneze celor care nu au bani de medicamente. Inclusiv medicamentele pentru COVID, care sunt foarte scumpe. Pentru familiile care dau ultimii bani pentru testul COVID, care e 800 de lei. Dar dumnealui preferă să arunce acești bani pe manipulare crasă. Despre tehnica aceasta de manipulare, despre cât de mârșăvă este această abordare și cât de ilegală, vă va vorbi colega mea, Olesia Stamate. Bună ziua! Am primit mai multe semnale în ultima perioadă de la cetățeni, precum că sunt telefonați, fie la telefonul fix, fie la telefonul mobil, de reprezentanții unei așa numite asociații sau companii de sondare a opiniei publice. Și ați văzut probabil și un material realizat de Ziarul de Gardă, unde la 12 octombrie au publicat și o înregistrare audio, prin care cetățenii sunt întrebați dacă votează în cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, cu cine votează și la sfârșit sunt delicat informați despre faptul că candidatul cu cele mai mari șanse în cadrul acestei curse este Igor Dodon. Este clar că deci acest exercițiu pe care îl observăm comportă câteva încălcări de ordin legal. În primul rând este vorba de utilizarea resurselor administrative, ori vorbim de utilizarea ilicită a datelor unei companii cu capital majoritar de stat, este vorba de compania MOL Telecom. Și doi, este efectuarea unor cheltuieli nedeclarate pentru acțiuni de agitație electorală, care sunt camuflate sub forma unor sondaje. Dacă ar fi totuși să admitem că aceste chestionări telefonice comportă un caracter de sondaj, trebuie să spunem că articolul 70 din codul electoral menționează că în perioada electorală orice fel de sondaje de opinie cu privire la preferințele politice ale alegătorilor pot fi efectuate doar cu condiția înștiințării prealabile a Comisiei Electorale Centrale. Ori înțelegem că nu este cazul. Totodată, utilizarea bazei de date a operatorului telefoniei fixe, întreprinderea MOL Telecom, reprezintă clar acțiuni de utilizare a resurselor administrative care sunt interzise de același cod electoral. Or, articolul 52 al codului electoral stabilește interdicția folosirii resurselor administrative în campaniile electorale. Respectiv, reieșind din aceste circumstanțe, este evident că astfel de chestionări nu sunt altceva decât acțiuni de agitație electorală camuflate în favoarea concurentului electoral, președintelui în exercițiu, Igor Dodon. Din acest motiv am sesizat atât organul de poliție, cât și organul electoral central, solicitându-le următoarele. Să identifice persoanele care efectuează zilnic apeluri telefonice, prezentându-se drept reprezentanța acestui centru de investigare a opiniei publice, să stabilească sursa de finanțare a activității acestor persoane, să verifice reflectarea cheltuielilor pentru aceste acțiuni de agitație electorală care sunt camuflate sub forma unor chestionări publice și, respectiv, cutragerea răspunderea persoanelor vinovate. Dacă aveți întrebări, suntem aici să vă răspundem. Mulțumesc! Doar un scurt mesaj la final. Vreau să îndemn cetățenii în cazul în care vor fi apelați de către această pseudo-companie de sondaje,
să încerce să înregistreze această discuție și să arate publicului cât de mârșivă este această campanie a lui Dodon. Iar dacă nu reușesc să înregistreze, cel puțin să le spună celor care îi sună tot ce cred ei despre Igor Nicolaevici Culioc, așa încât cei care sună să intre în pământ de rușine și să le treacă gustul să-i mai sune. Vă mulțumesc!